Ce? Ok. Nu? Da, bă, da, bă, da. A venit și Diana Stanciulov pe la noi, creator de magiuni. Noi consumatori de magiuni. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. E magiun sau magiun? Magiun. 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 N-ai magiun la Galați? Nu prea se zicea magiun la noi, nu. Nu? Nu. Se zicea gem, marmeladă. Păi sunt chestii diferite. Diferite și avem din toate. Și gem, și magiun, și marmeladă. Ce e magiunul? Este un piure din fructe. Okay, în cazul nostru avem patru feluri. Deci diferă consistența. Da, este ca un piure, este foarte fin. Este da. Deci n-are treabă cu gemul. Cum? N-are treabă cu gemul. Gemul se mai simte un pic pulpa fructelor. Okay. La noi sunt toate fără zahăr, fără conservanți, sunt naturale. Și cum spuneam, avem patru feluri de magiun, din prune, principalul care ne-a făcut cunoscut peste tot. De acolo Și mai nou este al treilea an când suntem premiați de către Taste Atlas. Ok. Ca fiind cel mai bun gem din lume. Nu. Deci nu doar... Ce contează la asta? Ce se punctează la cel mai bun gem din lume? Sunt recomandările oamenilor. Adică sunt cei care îl gustă și... Și în funcție de gustul fiecăruia. Acest Taste Atlas este un atlas mondial de gusturi, de care cataloghează restaurante, arome, merg în sate... Mai vechi. Okay. Și găsesc tot felul de rețete foarte vechi. Fruct mult la sută, nu? 500%. 500%? Wow. Da. Noi folosim 5 kg din prune. Așa? Nu, 5 kg de prune pentru 1 kg din magiun din prune. Okay, deci este foarte concentrat pentru că se elimină apa. Da. Noi folosim o metodă specială de fabricație pentru că îl fierbem în cazane mari prin care circulă abur. Nu folosim foc ca să nu se strice cumva vitamine, nutrienți. Și gustul ăla de fum. Poți să te contrazic un pic că nu-i sănătos. Așa am fost obișnuit să creștem cu magiun cu gust de fum făcut adevărat, la foc afară. Dar, focul scoate din fruct unele chestii bune. Evident, nu? Evident, da. De asta îl facem la bain-marie? La bain-marie, exact așa îl facem și noi. Da. Okay. Și pe lângă magii. Nu, eram curios ce avem aici pe aceste platouri, pentru că eu nu-mi dau seama. Uite, încerc eu, fii atent. Te rog, încearcă. Avem un cornuleț cu magiun din prune, evident. Cum ți se pare, Florin? Dulcețurile copilăriei, magiun. Nu, lăsați-mă să nu vorbesc cu gura pe ele. Până îți dai seama ce gustare, vreau să ne mai spui că ne-ai mai adus mai multe. Uite, de exemplu, magiun din măr. Eu n-am mâncat niciodată magiun din măr. Deci, magiunul din măr este foarte potrivit pentru mămicile care au copilași. Iată. În loc să stai acasă să faci piureul, repede ai desfăcut un... Exact, ai desfăcut repede un borcan, nu are chimicale, nu are zahăr, e tamam bun pentru copilași, cu biscuiți, ca pe vremuri. Cu biscuiți, da, exact. Avem ceva cu căpșune sau vișine? Vișine, cred că avem. Dulceață de vișine, ok. Da, avem și căpșune, dar în momentul ăsta am epuizat stocul pentru că se vând rapid. La noi în pentru borcan... că e cel mai bun. Și pentru că e cel mai bun, dar pentru că la noi în borcan se găsesc fructele întregi, deci dulceața. Okay. Fiecare fruct, asta înseamnă, dar e foarte greu să faci așa ceva. Noi fierbem fructele în suc de măr, da? Deci pentru dulceață avem brevet de invenție. Orice fruct fiert în suc de măr? Sau legume. Sau petale din flori. Care diferența? Dintre ce și ce? Dacă îl fierbem în apă sau în suc de măr? Păi nu, eu am înlocuit siropul de zahăr cu suc de mere. Asta e ideea, avem brevet de invenție să scoatem, să eliminăm zahărul, pentru că din păcate se găsește în multe produse pe care nici nu știm că le consumăm. Deci avem doar fructoză. Fructoza și glucoza din fructe. Ok. Și am adus un tort. Un tort care are niște prune pe el. Pentru că este cu magiun din prune. Și scrie și la mulți ani 31, care înseamnă ce? Pentru că de dragobete, noi nu sărbătorim doar dragostea, noi sărbătorim și aniversarea societății noastre. Iar anul acesta am împlinit 31 de ani de activitate. La mulți ani! Mulțumim! Exact. Să mai faceți încă 31 de ani gemuri, magiunuri. Sunt foarte curios cum e făcut tortul ăsta. Este tort cu magiun din prune. Care-i preferatul în statistici? Magiunul din prune, topul. Prune? Da, topul, pentru că e cel mai cunoscut. Ce frumos arată la interior. Să văd rezistă, de exemplu, după ce desface un borcan. Am luat un borcan acasă, l-am desfăcut. Depinde cât de repede îl mănânci. Corect. Și contează cum le depozităm? Unde la magiun se poate ține și afară, pentru că este fiert foarte mult, e scoasă apa din el. Prunele au antioxidanți, conservă automat, deci... Dulceața asta la frigider, nu?
Nu neapărat. Sau tot la pentru, pentru că sucul din măr, mărul conține pectină și le conservă. Deci ăsta e un secret, de aceea am ales sucul de măr. Da, dar odată desfăcut... Trebuie consumat. Trebuie consumat. Evident. Nu mai păi, de aceea le-am făcut în cantități mai micuțe ca să fie consumate rapid. Și cantități mai mari și zacuscă. Avem zacuscă... Zacuscă din mai multe feluri, din vinete, din fasole, preferata mea, deci... Zacuscă de fasole? Da. Da, bună, bună. Zacuscă de fasole. Nu cred că am mâncat niciodată. Între cele mai bune zacuscă de fasole. Dacă ești fan și... Adică ce are, doar fasole? Are legume, dar are și fasole boabe. Okay. Dar avem și fasole bătută. Se confiscă așa, să o încercăm. Da, exact. Este bătută și pentru persoanele care vor să țină post, care sunt vegetariene, dar și pentru cei care vor să consume cu carne, un crânat repede prăjit. Este foarte sățioasă. Da. Zacuscă înseamnă modul de preparare, nu? Că eu credeam că zacuscă e doar din vinete. Nu, am avut și din ghebe, dar s-au terminat rapid. Ok. Îți mulțumim foarte mult pentru tot. Am și sarmale la borcan. Sarmale la borcan. Perfect, sunt bune și alea. Deci putem la borcan orice și să aibă și gust. Corect. Iubire la borcan nu se poate. Ci iubirea e doar în suflet după ce mănânci tot ce e pe masă aici. Vă lăsăm câteva minute să intrați pe vreun site unde vreți voi să vă comandați sau să deschideți un borcan pe care l-aveți în frigider și ne întoarcem, că mai stăm împreună până la 12 azi.